mai apărut o confuzie. Gravă. Pusă, bănuiesc tu, de dânsul pe site-ul partidului de guvernământ. În perioada în care cursul era sub presiune. Mi s-a indicat să luăm exemplu Bulgariei. De ce nu avem cursul fix ca în Bulgaria? Înțeles că câțiva au răspuns, nu cred că a citit cineva. A rămas însă ideea din cercetarea noastră, a prins la public și de aceea trebuie să răspund. Deci un Consiliu Monetar, care înseamnă într-adevăr curs fix, față de euro, apare de regulă după o criză, dar după o criză majoră. Așa s-a întâmplat în Bulgaria, dacă nu mă înșel, în 1996. Moneda se depreciază puternic, economisirile populației și ale firmelor sunt rase, pur și simplu, sunt confiscate prin depreciere și singura soluție pentru că inflația devine galopantă, să ajunge la inflație de 3, de 4 cifre, este stabilizarea cursului printr-o declarație fermă, dar unde? Sus de tot. Deci, în primul rând, noi n-avem criză. Și nu știu dacă cineva dorește acest lucru. În al doilea rând, să o produci așa, din neant, nu știu sincer cum s-ar face, dar să zicem că s-ar face. Un Consiliu Monetar, în cazul României, probabil că ar necesita un curs așa de 7-8 lei, pe puțin. Păi de asta avem nevoie, asta promovează Consiliul Economic al primului ministru, când spune că trebuie să avem curs fix ca în Bulgaria, da? Nu cred că ce a afișat pe, sau cine a afișat pe site-ul Partidului de Guvernământ a discutat cu premierul României sau cu vicepremierul României. Da? Sau cu ministrul Muncii, pe care l-am auzit ieri, vorbea despre salarii în creștere, creștere în ser, cu putere de cumpărare, nu cu curs aproape dublu. Mai este ceva. Consiliul Monetar colapsează imediat dacă țara nu se poate autodisciplina și să aibă nu deficite, ci surplusuri monetare. Păi vreți să vă dau înapoi? Ia uitați-vă ce aici. La Bulgaria. Da? Contul curent 6,5, soldul bugetului consolidat plus 1,1. Cam ce înseamnă în România? Că în loc de minus 3 să avem plus 1 surplus bugetar. 4% din PIB, da? Păi asta înseamnă, ca să dau așa o cifră, știm cu cât s-au umflat salariile sau cifra, totalul salariilor bugetarilor, plus numărul mai mare de bugetari, înseamnă mai rău decât în anul de grație al președintelui Băsescu. Adică tăierea, reducerea cu 3% cheltuielor bugetare. I-a spus domnul Vâlcov acest lucru premierului României sau ministrului de finanțe când ne-a sugerat să avem curs fix ca în Bulgaria, adică să facem Consiliul Monetar. Ce facem? Aruncăm cu vorbele astea așa aiurea în populație ca să creăm confuzie? Cu cine a discutat când a publicat sau a pus pe site îndemnul Banca Națională să țină cursul fix ca în Bulgaria? Chiar atât de prost informat este dânsul? Chiar atât de prost informat și nu știe despre ce se vorba? Sau altă întrebare? Altă întrebare care cred că merită să o lămurim. Când a zis despre vânzarea rezervei, că avem atâta rezervă că poate să dispară toată masa monetară, și a dat seama ce a spus? Sau cine a publicat pe site? Eu îmi închipui că n-a publicat altcineva pe site-ul PSD-ului. Păi dacă vindem valuta, o vindem pe, ca să zic așa, pe nasturi sau vindem pe lei? Dacă dispar lei din piață, să duc dobânzile unde se duc? S-au mirat că a declarat domnul Vasilescu că se pot face 6-7. Nu, se pot face
15, 20, 30 de obânzile la o asemenea sugestie.